Începând de luni 25 mai, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava permite din nou accesul în arhiva instituției pentru consultarea cărților funciare vechi. Decizia vine ca urmare a numărului mare de solicitări primite în ultima perioadă. Potrivit unui comunicat al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, persoanele interesate care dețin user și parolă pentru aplicația integrată de cadastru și carte funciară pot beneficia de acest serviciu pe bază de programare. Aceasta poate fi făcută telefonic sau online. Cererea este înregistrată în registrul de corespondență, iar solicitantului se va comunica ulterior data și ora programării. Persoanele interesate vor avea acces la sediul oficiului din Suceava și la birourile instituției din Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorul, Câmpulung și Vradorni, cu respectarea prevederilor legii 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Programul pentru studierea cărților funciare este de luni până vineri între orele 9 și 14. Timpul alocat fiecare persoane este de cel mult 30 de minute.